Aurel Popescu, viceprimarul din Târgu Jiu, îl sfătuiește pe Marcel Romanescu să nu se mai creadă pe cai mari și să privească mai mult în jur înainte de a se vedea câștigătorul alegerilor din 2020. Vicele din municipiu nu vede de bun augur siguranța pe care o afișează edilul liberal și reamintește că și el a pierdut alegerile parțiale din 2017, deși era sigur că va câștiga mandatul de primar. Eu, ca o recomandare, aș spune multora care se cred așa pe cai mari sau pe o creastă de val foarte ridicată, să aibă grijă să mai privească în jurul lor. Și aș vrea să închei cu ce am început. Întotdeauna mi-am respectat toți contracandidații, pentru că niciodată nu se știe ce își dorește cu adevărat comunitatea. Mă bucur când văd că unii sunt foarte siguri pe ei și eu am fost foarte sigur în iunie 2017 că voi câștiga și nu am câștigat. Este mesajul pe care îl transmite vicele din municipiu edilului Marcel Romanescu, acesta lăsând să se înțeleagă faptul că cetățenii nu ar fi tocmai mulțumiți de realizările de până acum ale actualului edil. Mă bucur când văd că sunt unii foarte siguri pe ei și dacă trăim din exemple sau dacă încercăm să luăm și exemplele în calcul sau întâmplările altora, și eu am fost foarte sigur în iunie 2017 că voi candida și uite că n-am câștigat. Că voi câștiga și n-am câștigat. Aceste încercări și aceste idei și iluzii că suntem unici și că suntem de drept câștigători ai unei competiții, chiar nu și-au rostul în politică, pentru că noi toți, vorbesc de cei care suntem înregimentați politic, depindem de cetățean. Dacă cetățeanul simte că într-adevăr ne-am făcut datoria față de el, cu siguranță ne va vota indiferent când, în 2020, 2024, nu mai contează. Aurel Popescu a fost inclus și el alături de alți 7 socialdemocrați în sondajul de opinie pe care PSD Gorj l-a comandat pentru stabilirea candidatului la primăria Târgu Jiu la alegerile din 2020.